Cele 22 echipaje ale elevilor mehedințeni s-au aliniat încrezător la startul acestor competiții. Mulți dintre ei au reușit și la concursurile precedente să ocupe poziții fruntașe, așa că au hotărât să-și încerce norocul și astăzi. Faza județeană are la start cele mai bune echipaje, atât din învățământul gimnazial, cât și din învățământul liceal. S-a dat startul la ora 8:30 în această competiție. Deja echipajele unele sunt la partea teoretică și completează chestionarele, celelalte intră în acțiune. Noi le-am urat succes tuturor participanților. Sunt organizatorii bine pregătiți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Școlar, care vor testa cunoștințele elevilor. Probele de astăzi au presupus, pe lângă chestionarele teoretice, și demonstrațiile de îndemânare în cadrul probelor practice. Sperăm acest an să mergem la mare. Cum a decurs pregătirea până acum? Cum vă pregătiți? Foarte bine, ne-am obișnuit din prima, suntem un echipaj și colectiv. Concurează deja, acesta este al treilea an pentru ei, deja s-au obișnuit cu probele concursului, dar totuși muncesc foarte mult pentru rezultatele pe care le au. Concursul de astăzi a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean din Mehedinți, iar cei care ocupă pozițiile fruntașe vor merge la faza pe regiune de dezvoltare, care va avea loc în perioada următoare. Dezvoltă și spiritul de competiție la elevi. Și de ce nu? De ce nu? Unii dintre ei chiar vor fi dedicați pe viitor și vor ajunge în rândul lui Isus și vor fi dedicați să salveze viețile altora. Văd atâtea exemple bune și cred că este bine ca elevii să urmeze și exemplele bune, nu numai cele rele. La aceste concursuri participă elevi de gimnaziu și de liceu din școli atât din municipiul Drobeta, Turnu Severin, cât și din orașele din județ, din Vânju Mare, Orșova, Baia de Aramă, Strehaia, precum și din localitățile Vlădaia, Tâmna, Bala, Ilovița. Și anul acesta, momentul în care elevii au parcurs cu masca pe figură un teren contaminat, a reprezentat una dintre probele dificile, dar provocatoare ale competiției. Am fost și anul trecut, am luat locul 2 și acum sperăm să luăm un loc 1, dacă se poate. Circuitul anul acesta, cum ți s-a părut, mai complicat? Nu mi s-a părut mai complicat, doar că anul trecut era poziționat invers, așa, cu fața încolo. Aveai practic experiența de anul trecut? Da. Avem experiența de anul trecut. Într-o situație reală, cât de mult crezi că te ajută un coleg care te poate îndruma? Foarte mult. La final, cei care vor merge la faza pe regiunea de dezvoltare și-au auzit strigate numele. Echipajul colegiului Teodor Costescu va merge mai departe dintre echipajele de liceu, în timp ce la gimnaziu a câștigat școala din Eșelnița, în cadrul concursului cu Viața mea apăr viața. La celălalt concurs, Prietenii pompierilor, echipajul de fete al școlii Alice Voinescu din municipiu a fost declarat câștigător, iar la băieți, echipajul școlii gimnaziale Mihai Viteazu de la Strehaia.